Oameni de pe tot internetul, bine v-a regăsit, dragii mei, la o nouă zi de făcut trade-uri pentru a obține o grămadă de emeralde, pentru a obține unbreaking și mending pentru elytra-ul nostru. Dragii mei, de data trecută până acum n-am făcut absolutamente nimica, în schimb am găsit vreo 2-3 idei pe care vreau să le pun în practică. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar pe harta trecută vroiam să construiesc niște chestii într-un stil un picuț mai japonez, așa un picuț mai spre asiatic, spre chestii, spre treburi, spre socoteli. E bine, cred că am găsit pe internet o idee. În primul și în primul rând vreau să spun că sunt praf când vine vorba de construcții japoneze, deci nu mă pricep deloc la arhitectura japoneză. Nu știu dacă am menționat data trecută când am vrut să mă apuc de construit în stilul ăsta, dar sunt pământ când vine vorba de arhitectura japoneză. Dar am găsit o oarecare idee care s-ar putea să-mi placă și pe care aș putea să o construiesc pe aici prin zonă. Prima dată m-am gândit să o facem undeva pe dealul ăla, dar sincer să fiu cu voi, nu știu dacă am spațiu necesar, deși aș putea să terraformizez cumva delulețul ăla în așa fel încât să-l fac să fie destul de bun pentru construcția noastră. Însă încă o problemuță. Pe lângă faptul că sunt praf la construit în stil japonez și habar n-am ce se întâmplă pe treaba aia, trebuie să mă să mai fac rost de niște materiale. Nu avem încă toate tipurile de lemn necesare pentru chestiile respective. Ne mai trebuie dark oak și am așa o vagă impresie că ne trebuie și jungle wood pentru chestia respectivă. Acum, ținând cont de faptul că avem elytra, am putea să încercăm să zburăm, să căutăm lucrurile necesare. Dar partea nasoală e că nu prea avem așa mult gunpowder. Așa că astăzi cred că o să încercăm noi să ne găsim o zonă unde să ne facem un spawner cât mai departe de țărm, undeva deasupra oceanului, ca să nu avem probleme cu spawnatul și să încercăm să facem un spawner să obținem cât mai mult gunpowder pentru șmecheriuța asta noastră de elytra. Cred că l-ar fi planul pentru azi. Să nu credeți că am uitat de voi, dragii mei, data trecută v-am întrebat ce nume să dăm armurii noastre și, ei bine, mai bine vă arăt. Avem așa, set de scandal, armura pufosului, boots, să se numească boots-ii AirPods. AirPods-urile sunt chestiile alea de băgat în urechi, fără fir, nu căștile alea fără fir de băgat. De ce ți-ai pune nume la păpuci AirPods? Ok. Așa, armura pufoasă, armura lui Zeus, ok. Puficioși, sau puficiosi, ceva, nu știu, 100%, dar ok. Cineva mi-a zis să zic la cască chiloți mobili. Nu întrebați. Black Armor, ăsta ar fi un nume destul de interesant, mai ales dacă o să facem din Netherite și 100% o să facem din Netherite, Compleu Vagabond, ok. Să-i zic la boots bocanci, clasic, aș zice eu. Atractorul de pisici, armura Sfântului Puf, armura de război, setul lui Văruțu. Asta până acum îmi place cel mai mult, cu armura Sfântului Puf și un picuț de faza asta cu setul lui Văruțu, îmi place și asta cum sună. Ok, am avut câteva chestii din astea de, cum îi zice, de seturi, cum ar veni nume pentru fiecare chestie în parte. Am mai avut armura Puf de pufoasă, armura zeului Pufuleț, armura Iataganului și armura săbilor de colț de la aceeași persoană. Cred că te joci metin, prietene. Și armura demonului. Și pe aici am avut câteva denumiri pentru fiecare chestie în parte, cum ar fi căciulă bunici, maio, izmene și air boots. Asta cred că se referă la cască, platoșă, pantalon și așa mai departe, papuci, din coace, batic, tricouaș, pantalonaș și botoșei, căciuliță, veste, pantaloni și botoșei. Am luat numele exact cum le-ați lăsat voi prin comentarii și le-am pus aici, mai puțin diacriticele nu le-am pus. Ok? Coif, veste antiglonț, pantalon și cizme, șapcă suprim, tricoul Puf, blugii Gucci, papuci de puraș. O să înțeleg eu faza cu papucii de iepuraș pentru că spuf. Din cauza că iepurașii spufoși, I don't know, ok. Casca fără penetrare, armura piele de aur, chestia asta cu piele de aur mi-a plăcut. Îmi place cum sună.
Marvelous Protection trebuia să fie Marvelous sau Marble, nu înțeleg, așa. Cipici lui Madame, nici asta cu cipici nu înțeleg, nu știu ce înseamnă cuvântul cipici, din păcate. Ok, căciulă veste salopetă cizme. Clasic. Chestia asta e clasică. Mă bate foarte tare gândul să iau ideea asta de armura Sfântului Puf. Asta mă bate foarte tare gândul să iau denumirea asta. Cred că ar suna destul de interesant, adică am putea să punem, gen tot setul să fie armura Sfântului Puf și am putea să luăm așa, de exemplu, să punem casca și să facem aici așa, casca Sfântului Puf. Ăla e toate, e sfânt, gata, never mind. Ok, aici o să fie platoșa, uite așa, platoșa Sfântului Puf. Îmi place ideea de a fi sfânt. La astea, cum să zicem, pantalonii Sfântului Puf, mă, dar nu, sună ciudat oarecum. Izmenele Sfântului Puf, iară sună ciudat. Hai să băgăm și un pic de amuzament, că nu se poate altfel. Izmenele Sfântului Puf, ăla-i toate. Și aici, direct, cizmele. Cizmele Sfântului Puf, ăla-i. Bun. Până aici avem setul Sfântului Puf, cu casca, platoșa, izmenele și cizmele. Și acum bine ar fi să punem noi frumușel pe nebunia asta. Unbreaking-ul și mending-ul și să o și redenumim dacă îi pun acolo și să-i pune numele aripile Sfântului Puf. Ăla-i toate. Suntem pită, mai avem 26 de nivele. Știi că am putea să redenumim și astea și să... Chiar dacă am primit pe acolo ceva denumiri cu katana și cu chestii și cu ăsta, sabia Sfântului Puf, cred că ar suna bine. There we go. Și aici toporul. Și să redenumiști pe asta cu lopata. Lopata. Bun, tati. Ăla-i. Acum aici avem pe norocel. Astea o să rămână clasic. Astea n-ai ce. La alea nu pot să schimb. Alea rămân clasice. Deci avem aici tot setul Sfântului Puf cu aripile Sfântului Puf. Și cu lopata și toporul și sabia Sfântului Puf. Dragii mei, mulțumesc foarte mult pentru nume. Ați fost niște drăguți. Deci să ai Lytra pe Amplified e ceva fantastic. E nemaipomenit, e ieșit din comun, nici nu se pune problema, nici nu se intră în discuție, nici nimic. E fantastic. E fantastic. Nu trebuie să zburăm foarte departe și am folosit cred că vreo 7 rachete sau ceva de genul ăla. Și iată că am găsit și un Dark Forest. Tot ce trebuie să mai găsesc este acum un Jungle Biome. Dacă reușim să găsim și un Jungle Biome, that's gonna be nice. Pentru că îmi place cam pe fiecare lume pe care am jucat eu până acum, mi-a plăcut să am toate tipurile de copaci. Și acasă avem oak, avem spruce, avem acacia și avem bărci. Tot ce ne mai lipsea era nebunia asta de dark oak și nebunia de jungle wood. E bine, la alea o să putem să ajungem, cel puțin la dark oak, uite că am ajuns, și jungle wood-ul iarăși, poate am norocul ca în tot stack-ul ăsta și încă 10 rachete câte mai am eu să găsesc oarecum și o junglă și pe lângă jungla respectivă să pot să mă întorc și acasă. Cam aia ar fi ideea de bază. Am zburat eu ce am zburat, dar sincer nu mă așteptam să găsesc așa ceva. Adică și un Mushroom Island. Come on. Și un biome de genul lângă. What? How is this even possible, my friend? Cum satana să găsești un Mushroom Island și lângă Mushroom Island să fie un biome de junglă? Băi, fantastic. Și ceea ce îmi place și mai mult este au. Deci tot așa mi-a luat damage. Astăzi, toată ziua mi-a luat damage. Pa! Arcând cu Elytra, băgați-ai picioarele. Ce noroc că mi-am adus poțiunile astea cu mine. Ok, te aud, fraiere. Să nu crezi că nu te aud. Nu-mi dai damage tu, ok? E destul că mi-a luat damage. Că am picat ca lălâu și de la aterizare. Dar noroc că am adus chestiile astea cu mine și atunci numai bine pot să-mi dau un picuț de viață și să facem lucrurile mai easy peasy lemon squeezy. Acum, it's time for me to grab some trees.
Yes, some trees, my friend, some trees. Și cu bambusul ăsta numai bine o să putem să-l creștem. De aici mai facem rost de niște sapling-uri de jungle și poate găsesc și niște cocoa beans pe aici, prin zonă. Cause why the hell not? Și uite așa putem să mergem înapoi acasă victorioși cu tot felul de chestii de care aveam nevoie găsite pe aici, prin zonă. Poate găsim și un papagal, boss, ce tare ar fi. We are back home, doamnelor și domnilor și dragi oameni și telespectatori, care vă mai uitați voi pe la această minunată emisiune care se numește ea Ultra Hardcore Survival cu Puf. glumesc, nu-s chiar așa de nebun. Dar ne-am întors acasă și n-am consumat foarte mult din Elytra, gen 3 sferturi, poate, ceva de genul, I don't know. Și am făcut rost cam de tot ce vroiam să fac rost, mai puțin de un papagal. Avem Dark Oak. Avem jungle, avem bambus și avem și cocoa beans. Easy peasy, le-am squeezy. Și pe lângă asta mai avem și niște floricele din astea mari, de 2 înălțime, din care să putem să facem pe viitor culori sau, dacă o să ne apucăm de treabă cu albine și cu chestii, să putem să mulțim albinele și alte lucruri de genul ăsta. Și iată-ne sus, aici pe nebunia sau ne-aș vrea eu să mă apuc să construiesc prima noastră căsuță sau prima noastră idee în stil japonez. Treaba e că mi se pare că e un picuț cam mică. Adică mă uitasem la un tutorial pe internet și omul a zicea că trebuie undeva o chestie să fie de 25x25. Sincer aș face o mai mică de atâta. Nu știu dacă aș vrea să fac de 25x25. Mi se pare un picuț cam mare. Dar căsuța aia s-ar putea să ne folosească foarte mult pe viitor. Și unde e mâța aia, mă? Unde ești, mă? A, uite-o. Jeez, Louise. Acum, ținând cont de faptul că nebunia aia o să fie de 25x25, o să trebuiască cumva să dărâm o parte din vârful derulețului ăstuia. Trebuie să-l văd și de la distanță, să vedem care e ideea, de fapt. Cum e schema mai exactă. Ia să parcăm aici. Ăla-i. Da, cred că aș putea să-l dărâm până acolo la nebunia aia de piatră și să încerc să refac cumva platforma aia să fie de 25x25, după care să încerc să-i dăm un terraforming de desubt. Cred că aia ar fi destul de mișto. Dar nu știu dacă o să ne apucăm astăzi de treaba aia. Unul la mână, nu prea mai am super extraordinar de mult timp pe mâinile mele pentru a filma acest videoclip, că deja e aproape 3 după masa. Și nici nu prea mai am rachete, așa că o să mă duc frumușel să-mi repare lightra și o să o luăm undeva în părțile astea, să vedem dacă găsim cumva o zonă undeva părăsită de lume deasupra oceanului, ca să ne facem noi mob grinderul respectiv. Vreau să fac neapărat mob grinderul acela ca să pot să am o grămadă de oase pentru viitoare proiecte, unul la mână, doi la mână, o grămadă de gunpowder pentru elytra și pentru TNT, că vreau să mergem să căutăm netherite, să ne facem armura de netherite. Și pe lângă asta o să-mi trebuiască și o grămadă de rotten flesh pentru trade-uri cu gușterii ăștia. So, mama mia, ce cor de pisici am aici. So that's gonna be the stuff we gonna do today, dacă mă înțelegeți ce vreau să zic. O să ne ocupăm astăzi frumușel de chestia aia, numai bine, o să avem după aceea resurse pentru alte prostii și ce pot să zic, Elytra, mană cerească pentru o lume de Amplified. Nici nu vă puteți imagina cât de mult ajută. Și de asta vreau să folosesc cât mai mult cu putință. Și pentru asta o să avem nevoie de foarte mult gunpowder. Care erau șansele să mă plimb pe aici și să găsesc niște ruine din astea subacvatice unde se spawnează înnecați și din primul necat spawnat să fie unul cu trident și să-mi dea și tridentul? Care erau șansele? Deci eu nu... Cioliu, incredibil așa ceva. Și am găsit și două berry treasure map-uri, dar mă fac impresie că, da, ambele sunt aceeași treabă. Mă gândesc că e pe aici, pe undeva, prin apropiere, berry treasure map-ul respectiv. Dar nu vreau să-l caut, sincer, să fiu cu voi acum. În schimb, ce o să facem? O să ne luăm frumușel. Dacă ne uităm un picuț, undeva în zona aia, dacă țin eu bine minte, sau pe coasta respectivă, nu știu exact, avem găurica noastră către portalul dinspre End. Acum ce mă gândesc eu e în felul următor. Să luăm frumușel insula asta. Dacă stăm noi să ne uităm un picuț, e la o măricică distanță de fiecare insulă de prin zona asta. Și aici ar trebui să ne punem, după ce îmi dau un picuț de heal, there we go, ar trebui să ne punem frumușel
să urcăm vreo, cât să zic eu, 100 și ceva de blocuri înălțime, vreo 150 cred că ar trebui să ajungă, la ce nivel suntem? Suntem la nivelul 63. E bine, 137 de blocuri, să ajungem la 200. Cred că ar fi destul de în regulă, după care de acolo să începem să ne facem noi mob grinder-ul. Cât noroc că por după mine obsidianul. Hai, ai, ai, fantastic, bun. Numai bine, putem să facem un picuț de chestiuță din asta aici și să vedem dacă ne dă undeva aproape de casă treaba asta. Ok, de fapt stai așa, aș putea să pun acolo torță, acolo torță. Nu, ar fi mai simplu. Și încă trei bucățele de obsidian. Pac, pac și cu tine, pac. Ăla-i! Tătic! Suntem la, stai să dăm, nici nu știu, Y192. Nu m-am urcat chiar până la 200. Am zis că două stack-uri, adică 128 de blocuri ajung distanță de la pământ până aici. Ăsta e centru pe unde am urcat. Și acum tot ce vreau să fac este să vedem dacă reușesc să linkuiesc cumva portalul ăsta minunat și mirobolant care este el cu un portal în Nether. Ok. Și acum schema ar fi în felul următor. Unde mai exact? E portalul. Hai că mai nimeni dacă e. Unde mai exact e portalul celălalt? Portalul prin care trebuie să ajung. Hai, pe bune, mă, fratele meu, mă. Uite-le cum spawnează aici. O să caut să vedem unde naiba în portalul meu. Și o să încerc să... Fucking hell, de unde mi-a luat damage? Și o să încerc să îmi fac o portiță până acolo. Adică o portiță, o potecă. Așa, bateți-vă între voi. După îndelungată muncă și câteva resurse mai târziu, dacă pot să zic așa, am terminat și noi toată șmecheria asta. Am făcut-o numai cu 5 nivele, deocamdată zic eu că mi-e destul. Sincer să fiu cu voi, nu cred că am nevoie de mai mult. Și tot ce trebuie să mai facem este să-i dăm drum acum, practic, la nebunia asta. Da, aparent s-a activat. Aleiup. Le luăm și noi zborul. A noștri deja au început să tragă după noi. Bravo, băieții mei. Toată schema e că am eu așa o vagă presimțire că o să trebuiască să fac ceva aici. Nu pot să las lucrurile chiar așa. Adică uite-te și tu. Pleacă mă de aici, mă. Mie că o să pice la un moment dat un creeper și o să ne trezim cu, oi, mare explozie aici și frumoasă. Dar ce aș putea să fac? De fapt, nu cred. Nu cred că aș putea să fac chestia asta. Trebuie să fac un tub neapărat la toată nebunia asta. Dar deocamdată zic eu că mi-a oferit destul de mult gunpowder, cred că toată prostiuța. Mai pică din ăștia cu feather falling sau cu armură. Și ăștia ne cam dau bătăi de cap. Sincer să fiu, pe bune. Goodbye. Dar deocamdată avem destul gunpowder cât să ne mai facem noi niște rachetuțe și să nu murim de foame cu rachetele pe care le avem în momentul de față. Mai am două, ca să vedeți și voi. La cât am zburat prin Nether și prin astea, mai am încă două rachete. Cam puțin spawnează, sincer. O fi din cauza că zi-o prea jos. Bine, oricând am putea să ne facem cumva o platformă un picuț mai sus. De fapt, spawnează chiar bine dacă stai bine să te gândești. Pregrici. Cred că toată faza este serios. Jesus Christ. Și de unde tot lagul ăsta, fratele meu, nu înțeleg. Mă rog, ideea este că avem ceva gunpowder, ceea ce e de bine. Putem să ne ducem înapoi în Nether, să zburăm către casă, să ne mai facem niște rachete. Bun. Portalul nostru, dacă bine țin eu minte, este cumva undeva în partea asta. Și dacă nu mă înșel, încolo undeva. Pe aici? Nope. Iar am uitat unui portalul. Bă, gata, pe el mai în viață. Bă, băiatule, stai un pic. Stai un pic. Tu nu vezi ce se întâmplă aici? Nu ești atent deloc la viața ta. Ai, de capul meu, pufule. Vai, dă-mă să... Vă dați seama că era să-mi ierlesc așa numai cât ai zice
Ai, 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 ai. Deci buratul ăsta cu Elytra să moră dacă nu e atât de periculos. Dar undeva pe aici știu că e portalul meu, dar nu mai țin minte exact în ce parte. Ar trebui să fie la... minus... Bă, naiba, că nici măcar nu suntem în direcția în care trebuie. Minus 190 și un pic, minus 125. Deci încolo... L-am văzut cumva? Yep, uite aici, ascuns foarte tare. Trebuie să conectez cumva portalele astea cum trebuie pe la suprafață. Adică, mă rog, pe la suprafață, să le fac tunele între ele mai sus un picuț prin Nether sau something, că mă încurc grav în ele, fratele meu, deci mă încurc grav, nu așa. Bineînțeles că aici este noapte, că dar de ce nu? Ai, 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 ai. Dar, partea bună, avem o fermă de mob funcțională, putem să ne facem rachete fără nicio problemă. Și asta înseamnă că o să putem să zburăm nestingeriți pe aici fără prea multe griji și să ne facem rost lejer de locuri frumoase unde să construim clădiri. Însă, dragii mei, acestea fiind spuse, cam atât o să fie pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc enorm pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine. Îmi pare rău că este un episod un picuț mai lipsit de energie și de vlagă, dar mai sunt și zile de genul ăsta, din păcate. Dacă n-ați făcut-o până acum, un micuț like și un micuț subscribe pentru Neapufu. Nu uitați că diseară de la ora 8 suntem live pe twitch.tv/opepuf. Linkul aveți în descriere. Ne vedem și pe acolo. Și mâine o să avem un live stream cu Breaza Haiducilor și poi mâine pe duminică un live stream cu Ultra Hardcore Survival. Până atunci, dragii mei, să aveți grijă de voi. V-am țucat. Ciao, les.